Șeful misiunii României la ONU, Mihnea Motoc, își încheie luna aceasta mandatul, urmând să preia postul de ambasador al României la Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles. Pe durata mandatului său de aproape 5 ani la New York, Mihnea Motoc a exercitat președinția mai multor comitete din cadrul Organizației Mondiale și, de asemenea, a reprezentat România în Consiliul de Securitate timp de 2 ani, cât țara noastră a ocupat un loc de membru nepermanent revenit prin rotație. De profesie magistrat, a făcut studii post-universitare de drept internațional privat la Universitatea din Nisa și are un master în drept internațional public și comparativ obținut în 1992 la Facultatea de Drept a Universității din Washington. A intrat în Ministerul de Externe de la București în 1991 și a deținut mai multe funcții de conducere importante. Între 1999 și 2001 a fost ambasador al României în Olanda. La încheierea mandatului său la ONU, ambasadorul Motoc a declarat că are sentimentul datoriei împlinite, dar regretă despărțirea de New York și de mediul american, unde și-a desăvârșit experiența diplomatică. El speră să poată valorifica în continuare această experiență la Bruxelles, unde va reprezenta România în una dintre cele mai înalte funcții în ierarhia Ministerului de Externe. Am avut șansa în acești aproape 5 ani să reprezint la ONU o țară în creștere, o țară în reafirmare pe plan european și internațional. Am putut să am șansa absolut unică într-o carieră diplomatică de a reprezenta țara mea în Consiliul de Securitate, care este practic organul cel mai influent, dar și cel mai restrâns și mai greu de accesat din peisajul internațional. Cred că am făcut o treabă bună în acest for deosebit de solicitant. Am avut bucuria să văd România devenită membru al Uniunii Europene, membru al NATO, deci integrată într-un spațiu de securitate ales de noi pentru prima oară în istoria noastră încercată, dar și o Românie care este ancorată într-o zonă de prosperitate, într-o zonă de valori împărtășite, precum este Uniunea Europeană. Iar toate aceste lucruri s-au văzut și în percepția despre România la Națiunile Unite. Anul trecut am avut satisfacția deosebită de a vedea că din țară recipientă, primitoare de fonduri, de programe, suntem în măsură acum să contribuim chiar și cu bani la ajutarea altora, la transmiterea experienței noastre. A fost o perioadă plină și din punct de vedere profesional și din punct de vedere personal. Eu consider că, la fel ca în toate celelalte domenii de viață, se putea face mai mult, se putea face mai bine. Poate o să am ocazia să adaug în viitor aceste noi dimensiuni, dar un lucru țin în mod deosebit să-l reliefez în această ocazie, cu o televiziune care mi-a devenit dragă, cu o emisiune care mi-a devenit apropiată în toți acești ani. Faptul că, dincolo de reprezentarea la ONU și activitatea noastră acolo, care sigur consumă timp, consumă energie, m-am simțit o parte a comunității românești de aici din New York, a comunității românești remarcabile din Statele Unite, și cred că am vibrat și vibrez foarte asemănător cu modul în care românii de aici văd lucrurile din SUA, din România și din lume. Din tot sufletul vă doresc cariere reușite, împliniri profesionale, satisfacții în împreună cu familia, împreună cu cei dragi și cu acei cu care am reușit să mă apropii. Îmi doresc să ne revedem, în orice caz să ținem legătura. Succesorul domniei sale la conducerea misiunii României la Organizația Națiunilor Unite va fi Simona Miculescu, ea urmând să preia postul la sfârșitul lunii mai.